Bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu. Iată care sunt titlurile Observatorului Pitești. A fost ucis de neglijența medicilor. Este vorba de copilul de 7 ani care a murit sâmbătă la spitalul din Curtea de Argeș. Nu o spunem noi, ci chiar medicul legist care a efectuat autopsia micuțului. În timp ce toate instituțiile statului abilitate fac anchete peste anchete, la Curtea de Argeș, în fața spitalului a avut loc un marș al nepăsării. Au fost date primele sancțiuni, care sunt acestea, vă spunem imediat în Observator. Și tot în Observator veți afla cum va fi vremea în acest weekend de Sinfonia Lalelelor peste câteva minute. A fost ucis de neglijența medicilor. Este vorba de copilul de 7 ani, care a murit sâmbătă la spitalul din Curtea de Argeș. Nu o spunem noi, ci chiar medicul legist, ce a efectuat autopsia micuțului. O simplă radiografie ar fi putut să-i salveze viața copilului. Acum, după moartea lui, toate instituțiile statului abilitate se întrec în anchete. Este vorba de o deficiență în acordarea asistenței medicale. O deficiență în acordarea asistenței medicale, cu alte cuvinte, malpraxis. Malpraxis care a dus la moartea unui copil de doar 7 ani. Doi medici se fac vinovați de moartea acestui micuț, doctorul Sanda Cernat, care era de garda când a fost adus copilul, și medicul Tomiță Perju, cel care a preluat copilul după internare. Specialiștii spun clar că micuțul putea fi salvat dacă medicii își făceau treaba. Copilul totuși avea șanse să fie salvat dacă lucrurile ar fi decurs altfel la spital? Bineînțeles că da. Și tot ce ar fi trebuit să facă era o simplă radiografie. Nu au făcut-o pentru a afla diagnosticul corect al copilului, iar acesta s-a stins în brațele mamei. Acum poliția, Colegiul Medicilor și chiar Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică Argeș au început anchetele. Deci se poate chema oricând medic de acasă, nu este asta o problemă. Cred că nu au considerat necesar până se facă aceasta. Adică s-au jucat cu viața acestui copil. Nu au considerat că este nevoie de radiografie, dar nici nu au luat decizia de a trimite pacientul la un alt spital, chiar dacă familia a cerut acest lucru. O anchetă a început și conducerea spitalului de la Curtea de Argeș, iar directorul instituției, doctorița Ionela Dăneț, a recunoscut deja că medicii nu au respectat protocolul în cazul băiatului. În timp ce toate instituțiile statului abilitate fac anchete la Curtea de Argeș în fața spitalului, astăzi a avut loc și un marș al nepăsării. Peste 150 de oameni au vrut să le arate autorităților și medicilor că sunt solidari cu părinții copilului, dar au vrut să ia astfel și atitudine împotriva acestor medici cărora nu le pasă și care se transformă în adevărați criminali prin neglijența de care dau dovadă. Astăzi a fost luată și o primă măsură împotriva medicilor care, prin comportamentul lor, au ucis un băiețel. Aceștia au fost suspendați pe perioada anchetei, iar spitalul a fost amendat cu 10.000 de lei. Deciziile au fost luate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Argeș. Oamenii veniți la mitingul organizat în memoria micuțului și împotriva nepăsării care l-au ucis spun că vor să forțeze autoritățile să ia măsurile legale care se impun și să nu mușamalizeze cazul, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. Bani, poate ieșiți afară, nene! S-au luat unele măsuri pe care o să vi le comunic acum. A fost sancționat contravențional Spitalul Municipal Curtea de Argeș cu amendă de 10.000 de lei și au fost suspendați cei doi medici pediatri pe perioada cercetării. La protest a fost și mama Carolinei Bănățeanu, o tânără de 18 ani care a murit în luna octombrie anului 2013 după ce a fost plimbată între spitalul din Curtea de Argeș și alte unități din țară, iar femeia spune că dacă s-ar fi acționat la timp, copila ei ar fi trăit și azi. Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Bobiță sau Bogdan, așa cum îi spuneau părinții și rudele lui Andrei Eugen Turcu, a ajuns cu durere abdominale la spitalul din Curtea de Argeș vineri seara, însoțit de mama sa. Medicul de gardă l-a diagnosticat cu o gastroenterocolită și sindrom de deshidratare severă și a decis să-l interneze. Andrei a fost văzut și de directoarea spitalului, care a apreciat că nu este necesară o intervenție chirurgicală, iar apoi un al treilea medic l-a preluat la schimbul de tură pe băiețel. Deși starea lui se agrava, nimeni n-a făcut nimic, iar copilul s-a prăpădit în brațele mamei sale la numai o zi de la internare. Nu a venit vara, cel puțin nu încă, deși săptămâna trecută temperaturile au ajuns până la 26 de grade Celsius. Iată că lucrurile s-au schimbat și frigul s-a întors. Nu vă faceți griji, însă de Sinfonie va fi bine. Dar nu va fi cald ca anul trecut. Cum va trebui să ne îmbrăcăm sâmbătă și duminică, aflați imediat.
După o săptămână în care temperaturile au atins pragul de 26 de grade și mulți dintre argeșeni au crezut că au scăpat de frig, iată că vremea i-a luat pe nepregătite. Încă de duminică vremea s-a răcit, iar începutul de săptămână nu a fost nici el unul foarte cald. Deși termometrele arătau între 10 și 15 grade Celsius, din cauza vântului năpraznic, temperaturile resimțite de oameni au fost mult mai scăzute. Însă cei care plănuiesc să participe la Sinfonia Lalelelor pot sta fără griji, deoarece vremea se va mai încălzi, iar vântul își va mai pierde din intensitate. Pentru weekend, meteorologia anunță cer senin și vreme destul de caldă, dar mult mai rece în comparație cu aceeași perioadă din 2014. Astfel, vineri vom avea maxime de până la 20 de grade Celsius, în timp ce sâmbătă mercurul în termometre va urca până la 16 grade. Duminică, soarele va străluci puternic, iar maxima zilei va fi de 21 de grade Celsius. Astfel, dacă aveți de gând să luați parte la Sinfonia Lalelelor, vă recomandăm să vă îmbrăcați corespunzător. Președintele Senatului României, Călin Popescu Tăriceanu, și-a anunțat intenția de a participa la cea de-a 38-a ediție Sinfoniei Lalelelor. Tăriceanu a fost prezent și la ediția de anul trecut. Mai sunt așteptați anul acesta ministrul Tineretului și Sportului, Gabriela Szabo, europarlamentarii PSD, Viorica Dăncilă și Victor Boștinaru, dar și președintele Autorității Naționale pentru Turism, Simona Mann. Până acum, nici președintele țării, Klaus Iohannis, și nici premierul Victor Ponta nu au confirmat prezența. Nu au răspuns invitației care le-a fost adresată de Primăria Pitești. Cert este că acum au loc ultimele pregătiri. Se amenajează de zor standurile de flori și se stabilesc ultimele detalii privind spectacolele, dar și competițiile ce vor avea loc cu ocazia manifestării simbol a Piteștiului. Potrivit autorităților locale, în acest an vor fi cei mai mulți expozanți. Sunt peste 150 de agenți economici numai în zona centrală. 73 de firme prezente în complexul expozițional Casa Cărții, cărora li se adaugă 25 de unități de învățământ și, bineînțeles, evenimentul va fi deschis cu tradiționala paradă a florilor, la care participă 55 de instituții de învățământ școlar, liceal și universitar. Vineri, începând cu ora 10:30, când dăm startul efectiv al manifestării. La ora 10 primim invitații, la 10:30 persoanele care sunt împreună cu noi, vom urca pe scenă și vom participa la această defilare a florilor. Ne organizăm pentru o foarte bună reușită. De fapt, am și început, dacă ați observat, că se lucrează la montatul scenelor. De mâine încep standurile de flori și este un record în anul acesta, pentru că participă în jur de 157 de standuri anunțate, 157 anunțate, și mai așteptăm să mai participe, să mai vină și alte societăți comerciale cu acest specific de flori. În interior, aproape 100 de standuri vom avea, 68 de standuri de societăți și 25 de standuri organizate de unitățile de învățământ. Deci este un eveniment destul de armonios și unde am observat că există, și pentru care am observat că există un foarte mare interes din partea populației. Noi am plantat în anul care a trecut peste 185.000, atâția locuitori suntem, aproape 200.000 de bulbi de lalea. Ei sunt acum în splendoarea lor. Avem anunțate importante delegații că vor veni la Pitești. Nu știm însă, în ceea ce privește delegațiile de nivel guvernamental, vorbesc persoane din guvern. S-au împlinit 100 de ani de la genocidul împotriva armenilor. Pentru a comemora masacrul asupra conaționalilor săi, comunitatea de armeni din Pitești s-a întrunit la Biblioteca Județeană, unde a fost expusă și o colecție cu imagini din perioada Holocaustului armenilor. Evenimentele care marchează 100 de ani de la masacru vor continua până la sfârșitul săptămânii. Se știe, guvernul junilor turci de atunci este cel care a ordonat acest genocid. O mișcare revoluționară, un guvern profund revoluționar, cu tente, cu accente năvalnic naționaliste și chiar rasiste. Se voia și acolo crearea, introducerea conceptului de rasă pură.
Întreaga suflare armeană din Argeș s-a adunat pentru a comemora 100 de ani de la genocidul asupra conaționalilor săi. Guvernul turc de la acea vreme a fost cel care a dat ordinul masacrului în care și-au pierdut viața aproape 2 milioane de persoane. Dorința executivului turc era aceea de a crea o rasă pură. Armenii din România au fost întotdeauna loiali cauzelor naționale și scormonim prin arhive, nu cred că vom găsi niciodată vreun caz de răzmeriță sau de să spunem, frondă față de statul român. De-a lungul istoriei, între România și Armenia nu au existat conflicte majore. De altfel, armenii aflați pe teritoriul țării noastre au fost mereu loiali cauzelor naționale. Evenimentele care au drept scop comemorarea celor 100 de ani de la teribilul eveniment prin care au trecut armenii vor continua și în zilele următoare la Pitești. Joi va avea loc o depunere de coroane la monumentul din cimitirul armenesc, iar vineri vor fi plantate 100 de panseluțe MOV și 100 de tei la Muzeul Golești, eveniment la care va participa și ambasada Armeniei. Vineri de la ora 19 la Sala Sporturilor din Trivale are loc confruntarea titanilor, gala de kickboxing MMA. Gala va aduce 9 partide, iar în acestea vor fi și luptători piteșteni. De la ora 19, vineri, în Sala Sporturilor din Trivale, va avea loc confruntarea titanilor, gală cu 9 meciuri de kickboxing, respectiv MMA. La gala ce anunță adevărate bătălii participă și piteșteni. Aceștia se pregătesc de meciurile lor și își anunță deja așteptările. Va fi a doua competiție de gen din Pitești. Piteștiul participă cu 6 sportivi. Sperăm ca toți să câștige. Vor fi 9 meciuri, 7 de kickbox și 2 de MMA. Vă așteptăm la o seară incendiară în Pitești. Am avut multe antrenamente intense. Se știa, sunt pregătit. Mă aștept la un public numeros. Eu sunt pregătit. Sper să fac spectacol cu adversarul meu. Și până la urmă victoria. Asta e tot ce contează. Foarte pregătit. Sper să aduc o victorie frumoasă Piteștiului. Și unde mă aceste egale, sper să vină toți tineri să apuce de sport. Să lase prostiile și să meargă pe o cale sportivă. Pentru prima dată, competiția este inclusă în programul Sinfoniei Lalelelor, cel mai important eveniment al Piteștiului. Invitații de onoare a evenimentului sunt Ionuț Atodiresei și Ciprian Sora. Universitatea din Pitești a făcut echipă de fotbal, iar din acest an participă la campionatul național universitar. Primul adversar l-a întâlnit chiar pe stadionul Nicolae Dobrin și a fost Universitatea Valahia din Târgoviște. Este un vis frumos care se materializează astăzi. Universitatea din Pitești are o echipă proprie de fotbal. Dacă în urmă cu 3 ani de zile am luat decizia de a înființa o echipă de handbal feminin, e bine, astăzi Universitatea are o echipă proprie de fotbaliști. Practic sunt studenții universității, am intrat într-un campionat universitar și dorința mea este ca peste câtva timp această echipă de fotbal poate devine o echipă reprezentativă a municipiului Pitești, că de ce nu să spunem, în multe cazuri s-a pus această problemă dacă mai avem sau nu o echipă de fotbal. Echipa universității include inclusiv fotbaliști profesioniști care sunt studenți sau masteranți ai UPIT. De-a lungul timpului, la Universitatea din Pitești au studiat fotbaliști argeșeni de valoare, precum Mutu, Neaga sau Dică. Echipa noastră s-a constituit acum. Beneficiem de aportul unor jucători afiliați la cluburi sportive. Din păcate, unii n-au primit acceptul să vină astăzi la meci și regretăm faptul că nu îi avem lângă noi astăzi. E primul meci din seriile de calificări. Jucăm cu Universitatea Valahia Târgoviște. Ne dorim foarte mult ca echipa noastră să ajungă în finală și să și câștige, chiar dacă suntem debutanți, datorită faptului că sunt foarte mulți fotbaliști la Facultatea de Educație Fizică și Sport și provin de la școli bune de fotbal, recunoscute în țară și nu numai. La primul meci, echipa de fotbal a universității l-a avut printre spectatori și pe președintele Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău. Este o inițiativă pe care o sprijinim și vrem să o dezvoltăm. În perioada următoare ne propunem să încheiem un parteneriat cu Universitatea din Pitești pentru a promova și a dezvolta activitatea sportivă la nivelul universității, pentru a promova echipele care reprezintă Universitatea în competițiile naționale și pentru a găsi tineri de talent în cadrul acestor sportivi. Cred că mișcarea sportivă este
un mijloc prin care putem să aducem în atenția tinerilor Universitatea din Pitești performanțele sportive și modul în care aceștia se pregătesc pentru a obține aceste performanțe. 6-0 a fost scorul în duelul dintre Universitatea Pitești și Universitatea Valahia Târgoviște în campionatul național universitar de fotbal. Următorul meci pentru piteșteni are loc în data de 27 aprilie și se dispută la Craiova. Echipa de fotbal a Universității din Pitești a început cu dreptul parcursul la campionatul național universitar. Întrecerea s-a reluat în România după 20 de ani și enumeră 24 de universități împărțite în 6 grupe. În primul duel pe care l-au susținut la Pitești, pe stadionul Nicolae Dobrin, studenții piteșteni au trecut de Universitatea Valahia. Scorul a fost de 6-0, după ce la pauză, fotbaliștii UPIT au condus cu 1-0. Piteștenii sunt repartizați în grupă alături de universitățile din Târgoviște, Craiova și Târgu Jiu, iar următorul meci pentru Universitatea din Pitești va fi luni, 27 aprilie, la Craiova. SCM Argeșul Pitești vrea să iasă din pasa proastă din ultimele etape. Antrenorul Adrian Dulcea are încredere în potențialul elevilor săi, care se pot întoarce cu un rezultat pozitiv, mai ales că întâlnesc ocupanta locului 2 fece afumați, iar motivația este pe măsură. Fără punct în ultimele 3 meciuri din campionat, SCM Argeșul Pitești joacă la Afumați. Duelul este și un derby înainte de duel, cele două echipe fiind vecine de clasament. Echipa din Afumați are 40 de puncte și este pe locul 2, în timp ce argeșenii cu 5 puncte mai puțin se află pe locul 3. Mergem cu siguranță la Afumați să încercăm să trecem peste această perioadă grea care am avut în ultimele 3 săptămâni și aici mă refer la rezultatele pe care am avut. Sunt 3 înfrângeri consecutive care ne apasă. În deplasarea de la Afumați, Adrian Dulcea își propune ca formația sa să nu piardă, așadar, pentru moralul argeșenilor ar fi bun și un rezultat de egalitate. Sper că vom reuși să trecem peste acest șoc și să ne întoarcem de la Afumați cu cel puțin un punct. Și directorul sportiv Gabi Alexe speră ca alvioleții să facă un joc bun și să iasă din pasa proastă. Da, după această perioadă mai slabă, băieților în care au căzut psihic, moralul lor este un pic... La pământ, eu sper că meciul ăsta să aibă o tresere de orgoliu și să demonstreze că au fost echipa care s-a bătut la loc întâi până acum câteva etape. Să sperăm că rezultatul va fi în favoarea noastră, ca să demonstrăm că totuși suntem o echipă fruntașă acestei serii. FCM Afumați, SCM Pitești se va juca vineri de la ora 17. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Rămâneți cu Antena 1. La revedere!